Situație extrem de critică, doamnelor și domnilor, la serviciile de ambulanță. Pacienți infectați, transportați câte 8 în ambulanță. Câte 8 în ambulanță. Și asta este foarte grav, o să vedeți de ce. Pacienți pozitivi, transportați câte 8 în ambulanțe, deși încărcătura virală e importantă în agresivitatea pe care o poate avea boala. Doamna doctor Alice Grasu, directoarea Serviciului de Ambulanță București Ilfov, este în legătură directă cu noi. Salut, bună, doamna doctor! Bună seara! Este adevărat această situație că sunt transportați câte 8 pacienți în aceeași salvare? Da, sunt situații în care în mașinile de tip A2, mașinile pentru transportul mai multor pacienți, sunt transportate mai multe persoane la același spital pentru a fi evaluați. Când vorbim de persoane care sunt transportate mai multe într-o ambulanță sau într-un microbuz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ne referim la acele persoane asimptomatice, diagnosticate cu COVID-19, deci cu testele pozitive, sau cu semne minore, deci nu persoanele care au simptomatologie medie sau severă. Doamna doctor, de ce s-a ajuns la această situație? De ce transportați câte 8? Pentru că numărul acestor pacienți, mai ales în regiunea București-Ilfov, este foarte mare în ultima perioadă. În aproximativ 25 de zile au fost transportate în jur de 5.490 de persoane. Aici vorbim de tur-retur, adică ele sunt duse la spital pentru evaluare, lăsate acolo câteva ore unde li se fac analize, li se fac radiografii sau computere tomograf pulmonare și apoi sunt returnate la domiciliu în condiții de siguranță. Drumul până la spital, în ambulanță sau în acele microbuze aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență este scurt ca și durată, ca și timp. Pacienții poartă porți mască, nu stau cu fața unii la alții, stau ca într-un microbuz sau într-o ambulanță de transport, unde scaunele sunt așezate unul în spatele celuilalt. Și nu există niciun risc pentru pacienții care toți sunt diagnosticați cu COVID-19. Câți și infectați, nu reprezintă urgență. Câți infectați aveți la serviciul de ambulanță, doamna doctor? Colegi. Da, la acest moment avem 27 de persoane infectate și avem 12 persoane în izolare. Este normal să se întâmple acest lucru. Angajații serviciului de ambulanță trăiesc ei în aceeași comunitate ca toți ceilalți cetățeni. Au avut copii la școală. Au apărut un număr mare de cazuri după începerea școlilor. În sistemul sanitar lumea e mică. Mulți angajați de-ai noștri își au soții sau soțiile, lucrători în spitale, asistenți, medici și chiar infirmieri. Aceștia și ei la rândul lor au fost vectori. În momentul de față, dacă ar fi să descrieți, într-o formulă foarte ușor de înțeles, poate chiar plastică, situația pe care dumneavoastră o aveți de gestionat la serviciul de ambulanță, ținând cont de numărul de persoane care lucrează, ținând cont de numărul de cazuri, și știm foarte bine, sunt multe alte situații, nu e vorba doar de bolnavi de COVID. Cum ați descrie această situație din aceste zile? Deci este o situație greu de coordonat, este o situație destul de greu de manageriat. Vorbim de o creștere mare a numărului de solicitări de aproape o lună și jumătate, iar în ultimile 8 zile aceste solicitări au crescut exploziv. Dacă pe 6 septembrie se înregistrau în 24 de ore un număr de 1373 de cazuri și acestea depășind media obișnuită a unei zile la serviciul de ambulanță, pe data de 6 octombrie, numărul a fost de 1880 de solicitări. Iar astăzi, deci în ultimele 24 de ore, vorbim de 1954 de solicitări. Sunt foarte multe solicitări ale persoanelor care prezintă semne și simptome care sugerează COVID-19
și care doresc consult și evaluare la domiciliu, testare. Acesta este foarte, numărul acestor persoane este mare și foarte mare. Ei nu reprezintă urgențe, încercăm să rezolvăm toate aceste cazuri, dar nu uităm că noi suntem un serviciu de urgență, oamenii continuă să prezinte urgențe, oamenii continuă să facă infarct, să facă accidente vasculare, cerebrale, afecțiuni respiratorii, digestive, adevăratele urgențe de cod roșu, de cod galben și chiar consultații la domiciliu care nu sunt COVID, nu sunt infecții cu COVID-19. De aceea, noi trebuie să prioritizăm cât mai corect aceste solicitări, astfel încât să rezolvăm cu prioritate absolută urgența de cod roșu, cea care amenință viața imediat, dar sigur nu îi neglijăm nici pe pacienții care doresc testare și care prezintă semne și simptome care sugerează boala cu noul coronavirus. Doamna doctor Alice Grasu, mulțumesc foarte mult pentru